Bună ziua! Putem să începem, da? Bună dimineața și bună ziua la toți, stimați concetățeni, stimați reprezentanți ai mass media. Доброе утро, добрый день всем, уважаемые сограждане, уважаемые представители масс-медиа. Честно говоря, не знаю, если можно называть и это утро добрым, и этот день добрым. Мне кажется, что у нашего молдавского народа доброго остался только позитив и надежда на завтрашний день. К сожалению, ничего не происходит. Astăzi noi am decis să abordăm din nou un subiect extrem de sensibil și actual care ne vizează pe toți și de care depinde bunăstarea fiecărui cetățean. Este vorba despre problema alimentării cu gaze naturale, care rămâne în continuare o mare necunoscută cu foarte multe semne de întrebări. Din câte vedem, negocierile cu Federația Rusă nu au avansat în niciun fel, iar despre semnarea unui nou contract cu Gazprom nici nu poate fi vorba. În momentul de față, cel puțin. În același timp, auzim tot felul de idei și promisiuni despre găsirea unor surse alternative de alimentare cu gaz, dar deocamdată nu există nicio claritate în acest sens. Totuși, un lucru este cert, iar autoritățile au confirmat oficial acest lucru, indiferent de unde vom importa gaz, sperăm că nu vom rămâne fără gaze în prag de iarnă, prețul său va fi mai mare. Cu cât urmează să vedem, a spus-o chiar prim-ministrul Natalia Gavrilița. Partea și mai gravă este că aceeași Natalia Gavrilița a specificat foarte clar că de compensații la facturile la gaz vor beneficia doar anumite pături sociale și anumite cetățenii social vulnerabili. Ce anume înțelege doamna prim-ministru prin cetățenii vulnerabili nu ne este clar deocamdată. Cred că s-ar cere niște precizări în acest sens. Dar este evident că guvernul caută modalități de a scăpa de ceilalți cetățeni și de a-i lăsa să se descurce singuri în fața acestei probleme complicate. Vreau să vă atrag atenția că suntem deja la început de sezon rece, iar majoritatea oamenilor a pornit căldură. Asta înseamnă că deja din această lună ei vor primi facturi pentru încălzire. Noi toți vom primi facturi pentru încălzire. Iar la noi, știți bine, aceasta nu sunt deloc mici. De exemplu, pentru un apartament cu două sau trei camere, oamenii achită sau achitau, cel puțin până acum, între 1500 și 2000 de lei. O eventuală dublare a sumelor aceste lunare din aceste facturi, sperăm că nu se va ajunge la triplare sau chiar mai mult, pe fundalul creșterii exponențiale a prețului gazelor, îi va pune în mare dificultate pe majoritatea cetățenilor, în special pe cei cu venituri mici și medii, care sunt cei mai mulți. Vă aduc aminte, iar în primul rând probabil guvernului, salariul mediu pe economie în Republica Moldova este de 8.000 și ceva. Vă imaginați că înseamnă, ce înseamnă pentru un om care câștigă atât să achite 4.000 de lei numai pentru gaz. Dar celelalte cheltuieli, ca și curentul electric, și carburanții se scumpesc, și toate produsele în lanț. Oare această persoană nu este vulnerabilă în acest caz? Vă rog să-mi răspundeți. În primul rând, mă adresez la cei de la guvernare.
Pentru că suntem siguri că Natalia Gavrilița nu s-a referit la ei când a vorbit despre compensații. Pe de altă parte, dincolo de atitudinea discriminatoare în raport cu proprii cetățeni, compensarea acestor cheltuieli, conform acestor criterii, presupune multă birocrație și efort din partea oamenilor. Vorbim aici despre teancuri de documente și acte justificative și alte chestiuni umilitoare, care vor demotiva o bună parte din potențialii beneficiari să apeleze la acest ajutor. Sau poate asta se și urmărește, demotivarea populației. E și asta o întrebare destul de pertinentă. Stimați cetățeni, noi nu facem populism și nici nu vrem să câștigăm dividende politice pe seama acestei crize. Noi doar atragem atenția asupra unei probleme majore care lovește direct și brutal în cetățenii noștri. Cei pe care noi, aleșii poporului și oamenii de stat, avem obligația legală și morală să-i protejăm. Iată de ce am menționat acest lucru și săptămâna trecută, iar acum deja venim cu un proiect elaborat, un proiect de hotărâre prin care cerem expres ca în contextul crizei gazelor și majorării prețului de achiziție, statul să acopere integral diferența de tarif, astfel încât cetățenii simpli, consumatorul final, să nu resimtă această majorare. Să fie foarte clar, de compensații trebuie să beneficieze toți, indiferent de statutul social, pentru că în caz contrar, țara și cetățenii vor fi aduși la colaps. Și ei nu sunt de vină că doamna Gavrilița și ceilalți nu pot să negocieze nimic în acest sens și doar ne hrănesc cu promisiuni. Recent, cineva din majoritatea parlamentară ne asigura că economia Moldovei este pe plus. Ne bucurăm și dacă este așa, foarte bine. Înseamnă că putem găsi bani ca să acoperim această necesitate, aceste compensații pentru toți. Dacă nu, să-i căutăm în altă parte. Dar suntem obligați să-i găsim pentru că vorbim despre o urgență națională. Și vă reamintim tuturor, în primul rând celor de la guvernare, că statul, în primul rând, trebuie să aibă grijă de cetățenii săi. Înregistrăm acest proiect în Parlament și vom cere să fie discutat chiar mâine la ședința de plen a legislativului. Îndemnăm pe această cale deputații din majoritatea parlamentară să analizeze atent solicitarea noastră și să nu o respingă din start așa cum fac de obicei. Dar dacă vor continua în același stil, să-și asume consecințele. Am ieșit în acest briefing de dimineață ca cei din majoritatea parlamentară să cunoască despre acest proiect de hotărâre și ca să poată să-l introducă în comisii, ca el să treacă prin diferite proceduri. Dacă o să fie necesar, noi putem și mâine să ne întrerupem pe un pic și să fie organizate comisiile în acest sens. Уважаемые сограждане, как мы говорили на прошлой неделе, очень важно найти решение проблемы с газом. Как мы видим, никаких новостей позитивных в этом смысле нет. Как говорится, авоз и ныне там. Нас все кормят обещаниями, завтраками и так далее, что будут найдены или альтернативные возможности, или будут найдены решения, но, как мы видим, ничего не продвигается в этом смысле. Поэтому фракция партии ШОР во главе с нашим лидером Илоном ШОРом повторяет
что очень важно, чтобы все абсолютно категории граждан получили данные компенсации. Мы выходили с данным законопроектом, с его идеей на прошлой неделе, и сегодня будем его регистрировать, объявляем об этом для того, чтобы те, кто сегодня находится у управления парламента и нашей страны, знали и слышали о нем. Это означает, что сегодня есть целый день, завтра целое утро до 11 часов, чтобы провести все необходимые комиссии. Если нет, мы считаем, что завтра можно будет прерваться и провести их. Но очень важно, чтобы данный проект попал в повестку дня, потому что это действительно один из приоритетных и самых проблемных вопросов. Потому что уже сейчас все сограждане начнут получать фактуры, и если раньше, как минимум, они платили 1500-2000 лей, сейчас это может удвоиться, очень надеемся, что не утроится, может быть, будут еще более большие цифры. И если говорить о средней заработной плате 8000 лей, представьте, как среднему гражданину и тем, кто в особенности не имеют даже этих доходов, платить около как минимум 4000 лей за часть коммунальных услуг. Мы повторяем, что фракция партии ШОР абсолютно не занимается популизмом и никоим образом не хочет сыграть или получить какие-то дивиденды на данной национальной проблеме. Уже многие включили отопление, мы на пороге зимы, и слыша разные рекомендации о том, как использовать газ, о том, как использовать тепло, что делать, чтобы не замерзнуть, честно становится стыдно, что в 2021 году, выступая даже сейчас, в принципе, с парламентской трибуны, мы, государство, которое должно было уже давно развиться, говорим на такие темы. У нас до сих пор нет туалетов во многих населенных пунктах, у нас нет дорог, у нас нет света. Сейчас мы можем остаться без тепла, без газа и без электроэнергии. Я думаю, что тем, кто пришел к управлению страны, нужно серьезно задуматься, каким хорошим временам они нас привели. И прислушиваться к мнению оппозиции, потому что мы предлагаем действительно важные и необходимые вещи. Парламент, правительство, президентура, все абсолютно должны сделать все возможное для того, чтобы найти данные средства. Хотя правительство высказывалось, что наша экономика в росте, все у нас хорошо. Это означает, что мы сможем компенсировать нашим гражданам данные фактуры. Vreau să mă repet că fracțiunea partidului ШОР în frunte cu Ilan ШОР la inițiativa căruia noi insistăm pe acest proiect de lege nu își face joc politic pe seama acestei probabil tragedii naționale. Noi nu înțelegem cum în anul 2021 noi am ajuns să discutăm subiectul lipsei de gaz sau energie electrice care poate să ne aștepte sau de majorare care o să aducă la colaps pe mai mulți cetățeni. Încă o dată și încă o dată noi insistăm că problemele prioritare să fie incluse pe ordine de zi. Pentru că din ceea ce noi am văzut din proiectul ordinii de zi pe mâine, care deja a fost distribuită nouă tuturor, acolo nu sunt întrebări legate cu gaz, cu combustibil și cu problemele naționale. Nu înțelegem ce face majoritatea parlamentară, dar îi îndemnăm să nu uite că nu sunt singurii în Parlament și trebuie să audă și propunerile opoziției, mai ales că aceste propuneri sunt importante pentru fiecare locuitor al Republicii Moldova. În speranță că mâine o să putem să vă bucurăm
cu noutăți pozitive. Noi, fracțiunea Partidului Ușor, vă dorim o zi bună și la fel sunt așteptate și noutăți bune. Спасибо, доброго дня!